Bună seara și bun găsit la misiunea îndeplinită, sunt Carmina Vlad, iar de această dată vom sta de vorbă cu jandarmii de aceea l-am ca invitat în această emisiune, pe domnul locotenent colonel Cosmin Mira, comandant al grupării de jandarmi mobilă Craiova, căruia îi spun bună seara, bine ați revenit la noi pentru prima dată pe anul 2020 și la mulți ani. Bună seara, bine v-am regăsit la mulți ani, vin cu drag și la dumneavoastră în emisiune, ținând cont de colaborarea destul de strânsă și destul de îndelungată pe care o avem. <laughs> Având în vedere că v-ați făcut deputul la Teleu, să spunem, eu cred că e o colaborare foarte frumoasă. Așa este. Haideți să vorbim un pic despre activitatea dumneavoastră și în special al acestui să spunem așa, grupe care dumneavoastră îl, la care sunteți șef, grup de jandar, pentru că acolo sunteți ca într-o familie, sunteți comandantul grupării de jandar mobilă Craiova și chiar că sunteți ca într-o familie pentru că sunteți eu știu din spatele, să spunem așa, a misiunilor dumneavoastră, sunteți foarte uniți, săritori și nu numai asta, dar aveți și misiuni și grele, dar și frumoase. Da, este adevărat, poate fi definit ca un grup, un grup destul de mare, dar în realitate este o unitate militară este o unitate militară cu tot ceea ce cu toată organigrama și structura unei unități militare cu comandament cu stat major cu uh, efective care își desfășoară activitatea atât pe zona de uh, ordine publică cât și pe zona de misiuni speciale și uh, antiterorism. Uh, ceea ce spuneați dumneavoastră a subliniat foarte frumos uh, există un uh, o atmosferă, o atmosferă, o omogenitate în această unitate. Asta și datorită caracterului personalității celor care încadrează această structură, dar să știți că la omogenitatea acestei structuri contribuie și misiunile pe care noi le avem, care de multe ori se întind pe perioade destul de lungi de timp, o săptămână, chiar și două săptămâni am stat în plecați de acasă în anumite misiuni, aspecte care nu pot să fac altceva decât să unească, să sudeze grupul respectiv. Și să vă uniți foarte mult. Și Tot să vă cunoașteți, dar eu vă spun și eu spun cu mândrie, eu sunt sunt foarte bucuros să bucuros să, să conduc acest colectiv de oameni pentru că este un colectiv deosebit. Este un colectiv care a știut să se strângă în jurul Comenzii, au știut să și depună toate eforturile atunci când instituția a avut, a avut nevoie de, de ei. Sunt mândru de, de acest de acest colectiv și bă, sper ca la rândul meu să îi reprezint cu, cu onoare și cu cinste de fiecare dată și o caracteristică care zic eu că am avut-o de-a lungul timpului a fost corectitudinea ca să ai un colectiv care să te aprecieze din punctul meu de vedere trebuie să fii în primul rând foarte corect cu ei. Pe partea cealaltă e nevoie să Uh, uh, recompensezi, recompensezi, e nevoie să aplici anumite sau să corecteze anumite comportamente, le corectezi, dar atâta timp cât ești corect, chiar dacă poate uh, la momentul respectiv, când e vorba de corectat, să zic așa, să nu fol să folosesc un, un cuvânt mai dulce, uh, nimănui nu-i place să fie sancționat și poate pe moment uh, te întristezi sau uh, la un moment dat, dacă lucrurile ai făcut corectitudine, uh, oamenii vor aprecia acest lucru și nu te vor uh, contesta pentru, pentru uh, modalitatea în care în a care acționat, dacă ea a fost corectă. Așa este, și mai ales că sunteți tânăr, aveți până în 40 de ani și plus de asta uh, vă. Pot spune că mai am până în 40 <laughs> de ani, <laughs> da? Încă pot spune, da. Uh, și plus de asta sunteți mai. Uh mai cu sufletul alături de ei. Adică, fiind tânăr, gândiți altfel față de unul mai în vârstă, să spunem. Sunteți mai la modă, ca să spunem așa, cu tot ce se întâmplă? Știți ceva? V-aș contrazice. Cred că ai, nu știu nu știu care ar putea fi definiția, dar eu vă spun, cunosc comandanți care cu o experiență mult mai mare ca a mea ca să nu zic mult mai avansați în, în vârstă care au o abordare uh, destul de da, destul de modernă să-i spun, nu știu dacă chiar modernă în în zona noastră poți să folosești uh, termenul ăsta o atitudine modernă, pentru că noi avem uh, niște reglementări foarte clare, niște regulamente militare foarte clare, niște acte normative la fel care îți trasează direcții de acțiune și așa mai departe. Adică nu poți să fluctuezi foarte mult între aceste normative, dar modalitatea de conducere ți-o alegi. Alegi. Și vă spun că uh, sunt oameni care au o abordare proactivă, o abordare uh, bazată pe respect față de, față de colegii, apreciere, uh, chiar dacă uh, sunt undeva pe finalul, uh, pe finalul carierei. Într-adevăr, uh, cred că în acest moment sunt cel mai tânăr comandant de uh, unitate din jandarmeria română, dar uh, asta nu înseamnă că nu am experiența necesară pentru a conduce o astfel de activitate. Deja sunt în al treilea an de, de, comandă. Lucrurile au fost dovedite până în acest, până în acest timp. Totuși am în spate vreo 17 ani de, de activitate ca ofițer în această unitate, în gruparea de jandar mobilă Craiova. Știu foarte bine activitățile pe care le desfășoară această instituție. Știu foarte bine greutățile cu care se confruntă, știu foarte bine punctele tari, punctele slabe ale acestei, al acestei instituții. Eu spun că activitatea noastră a fost una destul de bună, mai ales privind prin prisma lui 2019 care a fost un an destul de complex heterogen, atât prin prisma misiunilor pe care le-am desfășurat, pentru că am avut misiuni cu un impact major atât în plan intern, cât și în plan internațional la care noi am participat, cât și prin prisma rezultatelor pe care pe care le-am avut, dar spun că așa fără a fi lipsit de modestie că suntem o unitate cu rezultate foarte bune și datorită faptului că în 2019 am avut o serie de controle, foarte multe controle în această instituție. Am început în februarie cu auditul și în bucurător nu au fost găsite constatării nereguli de o anumită gravitate au fost câteva minore care au fost remediate pe loc, deci nu a fost nevoie ca cei de la audit să întocmească FIAP pentru unitatea noastră. După aceea am avut planificat un control de fond. Știți ce înseamnă un control de fond când îți vin... 30 de evaluatori și ți ia fiecare linie de muncă în parte la verificat și iarăși o spun cu mândrie în ultimii trei ani de zile de când sunt eu la comandă cele mai puține constatări într-o unitate militară a jandarmeriei au fost la noi adică mult, mult undeva la jumătate față de următorul indicator dacă e să să, să, fac așa o, să ne referim la statistică și la cifre, un lucru care într-adevăr mă bucură fiind cumva o echipă tânără. Cu echipa de conducere a grupării de jandar care avea toată este, a fost nou, vorbim de momentul preluării de acum aproape 3 ani de zile, și a fost și pentru noi un barem de evaluare și eu îmi doream foarte tare să existe un astfel de control de fond să văd exact fiecare linie de muncă la ce nivel se situează și am avut uh, surpriza plăcută Uh, nu pot să spune chiar o surpriză foarte mare pentru că controlam aceste linii de muncă dar vă dați seama că nu pot să fii specialist pe toate linii de muncă nu poți să știi în detaliu și financiar nu poți să știi în detaliu și resurse umane și logistică de aceea ai oamenii care, uh, care te sprijină specialiștii uh, și uh, acest control a scos în evidență faptul că oamenii și-au urmat direcția și-au făcut treaba iar constatările au fost la fel uh, minore și uh, remediate într-un într timp, într timp, foarte scurt. Uh, după acest uh, control de fond, vreau să spun că am mai avut încă șase controle tematice, deci vă dați seama ce, sub ce presiune am lucrat în 2019. Având în vedere că aveți 7 uh, șapte sau opt județe, nu? Șapte județe. Șapte județe. Șapte județe sub ordine uh, din Oltenia. În competență teritorială, da. 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 Uh, și aceste controle uh, au evidențiat buna activitate a, a unor structuri din, din, cadrul, din cadrul unității. În acest moment eu pot să spun că oamenii uh, uh, au făcut așa cumva cunoștință și cu strategia de abordare a fiecărei linii de muncă pe care o îmbrățișează șalonul superior. Au fost anumite ajustări care au trebuit făcute și există toate premisele ca unitatea să se dezvolte într-un sens pozitiv. Nu că până acum nu ar fi fost așa, noi de-a lungul anului 2019 și am probabil că o să atingem și activitățile și misiunile desfășurate în, în acest an, le-am executat fără sincope și cu rezultate pozitive. spuneți mă pentru că aveți în subordine șapte județe pe raza dumneavoastră de competență, m-ar interesa dacă sunteți mulțumit în calitate de comandant, de celelalte județe, nu numai de județul Dolj, pentru că aici dumneavoastră practic sunteți în permanență. Da, vreau să, vă, vreau să fac aici o paranteză ca să se înțeleagă foarte bine. Gruparea de jandarmi mobilă Craiova are în competență teritorială șapte județe, dar nu subordonăm inspectoratele de jandarmi județene. Deci inspectoratele de jandarmi județene sunt unități fiecare, de sine stătătoare da. care se subordonează inspectoratului general. Noi avem decât relații de. Cooperare. Iar pot să vă spun că într-adevăr cele mai multe efective au fost angrenate în misiuni în județul Dolj pentru că se și justifică într-un fel din momentul în care tu ai sediu în Craiova, personalul care încadrează gruparea sunt în cea mai mare parte din județul Dolj, sunt doljeni craioveni. Și e normal să încerc să sprijin și colegii de la poliție mai mult, fiind și consumurile mai mici, și dacă e să calculezi din punctul ăsta de vedere. Dar vreau să vă spun că și în celelalte șase, șase județe am dirijat efective în funcție de solicitările pe care le-am avut din partea colegilor de la inspectoratele județene i-am sprijinit în derularea anumitor misiuni sau am preluat integral anumite misiuni care comportau un anumit grad de risc mediu sau chiar ridicat. Pot să vă spun, de exemplu, că chiar dacă prin actele normative gruparea de jandarmi Craiova asigură misiunile de ordine publică la meciurile de fotbal de Liga 1, pentru că în toată țara Liga 1 este asigurată de grupările mobile, vorbesc la, la fotbal, în 2019... Am desfășurat misiuni de asigurarea a ordinii pluce și la Liga 2 și la Liga 3 pentru că există niște nuclee de suporteri ai unor echipe din Liga 2 și din Liga 3 care sunt... Uh, cunoscute aceste nuclee cu un anumit grad de risc, care se comportă într-un anumit fel și în momentul în care au intrat în zona noastră în cele șapte județe, colegii de la inspectorate ne-au uh, solicitat să preluăm noi uh, asigurarea uh, măsurilor de ordine publică, lucru pe care l-am și făcut. Am fost la Telorman, am fost la Olt, am fost la Gorj, am fost la Mehedinți, uh, în situația în care au ajuns echipe precum Petrolul Ploiești, cei de la Cluj se cunosc uh, aceste, Echipe care încă au FCU de la noi, de la, de la Craiova, care încă au un nucleu de suporteri consistent și, să zic așa, care sunt cunoscuți cu un anumit grad de risc. Așa este, mai ales că se mai întâmplă la aceste meciuri de fotbal să se mai și certe suporterii între ei, iar dumneavoastră trebuie să îi împăcați cu ghilimelele Știți, de rigoare. Am mai spus lucrul ăsta. Uh, lucrurile s-au uh, temporizat și pe zona aceasta, avem o comunicare permanentă atât cu cluburile cât și cu suporterii și vreau să vă spun că uh, în general, cu mici excepții, uh, respectă indicațiile forțelor de ordine, cunosc legea, încearcă să se încadreze în spiritul acesta de fair play de aceea nici nu pot să spun că am avut situații deosebite în anul 2019. Sunt cele obișnuite cu materiale pirotehnice, cu scandări de eu știu, de un anumit fel, nu, nu mă refer la cele rasiste, vorbesc de adresarea unor cuvinte jignitoare sau expresii jignitoare. Chestiuni de genul acesta încă mai există, dar nu am avut evenimente deosebite la aceste manifestări, lucru care ne bucură. Și bă, apreciăm bă, modul de comportament al suporturilor, am spus-o public de fiecare dată. Sperăm să bă, se mențină pe aceeași linie și de acum încolo. Domne Sau ajut, chiar mai, mai bine, că se do poate și mai bine, da. Doamne, ajută așa să fie. Pentru că suntem la bilanțul anului 2019, aș vrea să vorbim un pic despre misiunile dumneavoastră, pentru că ați avut foarte multe misiuni. Ați avut și misiuni grele și misiuni mai puțin grele. Comune, da. Da. Care au fost cele mai grele misiuni pe care le-ați avut? Aici ne-ar trebui vreo trei misiuni de la dumneavoastră ca să vorbesc <laughs> de misiuni, dar am să punctez câteva. Uh, cele comune sunt foarte clare. Pot să vă spun doar atât. În anul 2019 am avut o creștere cu 14% a misiunilor de asigurare și pe lângă acest procent pot să vă spun că au fost multe din ele în afara celor șapte județe aflate în competența noastră teritorială. Și mi-ați zis care au fost cele mai grele. Uh, am să vă dau exemplu două, trei care din punctul meu de vedere au fost două uh, misiuni de o importanță deosebită pentru noi, pentru gruparea de jandarmi mobilă Craiova, cât și pentru România. Uh, o misiune complexă, Uh, o misiune care a necesitat pregătire uh, asiduă și uh, de lungă durată, chiar dacă ea uh, în sine uh, misiunea s-a desfășurat pe perioada unei uh, zile. Și vorbim de uh, asigurarea măsurilor de ordine publică la uh, summitul șefilor de stat sau guvern din Uniunea Europeană de la Sibiu. O misiune extrem de importantă și fără lipsă de modestie. Gruparea de jandarmi mobile, au fost toate grupările mobile angrenate în această, în această misiune. Un număr fantastic, impresionant de forțe de ordine. E și normal la, la ce personalități au participat și uh, la a modul... A fost o misiune cu risc maxim. Ca să... a, a fost o misiune da cu grad, cu grad ridicat de risc, nu neapărat prin prisma vulnerabilităților și amenințărilor pe care noi le-am identificat, cât prin prisma importanței, prin prisma personalităților care participau și prin prisma măsurilor de siguranță care trebuie adoptate în astfel de, în astfel de momente. Gruparea de jandar mobilă Craiova a avut cea mai importantă zonă din această misiune, Bulevardul Nicolae Bălcescu din, din Sibiu, adică exact de la începutul pietonalului din centrul istoric al Sibiuului cu piața mare, exact zona în care intrau oficialitățile, debarcau și uh, uh, intrau în clădirile în care s-au desfășurat diferite activități pe Se parcursul acestei, acestei uh, da, putem să-i spunem și, și uh, zona zero uh, Ca o particularitate, uh, această activitate a necesitat o pregătire foarte uh, minuțioasă și o pregătire de lungă durată. Pot să vă spun că am avut cel puțin patru întâlniri, recunoașteri, uh, uh, activități de, de planificare, de organizare. Fiecare întâlnire de acest gen desfășurându-se pe minim trei zile și aici a fost nevoie să participăm cu tot ce înseamnă comanda grupului de jandarmi mobile Craiova, tot ce înseamnă ofițeri și chiar... Logistic, cred că. Nu neapărat logistic, deci e vorba de, de tot ce înseamnă uh, ofițerii acestei unități și o parte din subofițerii care aveau diferite funcții de comandă în dispozitivul adoptat la, la Sibiu. Vreau să vă spun că uh, cu aproximativ 240 de oameni am fost acolo toată săptămâna uh, premergătoare zilei uh, summit -ului. La fel pentru a uh, pregăti atent uh, această, această activitate. La final uh, am putut să tragem linie, să ne bucurăm că misiunea s-a desfășurat, s-a finalizat în condiții destul de bune, uh, cu toate că am avut o serie de uh, uh, activități, o serie de provocări în acea, în acea zi pe care uh, am reușit să le gestionăm uh, în condiții destul de bune. Vreau să vă spun că iarăși o chestiune care uh, ține de uh, mulțumirea aia care îți rămâne în suflet. Uh, am citit presa internațională și uh, chiar mi-aduc aminte în Franța, sunt, au apărut câteva articole uh, laudative la adresa grupării de jandarmi mobile uh, Craiova. Astea sunt lucruri care uh, vin să-ți aducă uh, Recompensa. recompensa, Deci, recompensa aceasta morală e mai presus decât orice altceva material, care oricum nu există în ziua de astăzi. Sunt foarte puține, adică material mai greu poți să, să, să recompensezi personalul. Da, dai deci, mulțumire sufletească că ai fost și tu acolo și că ai făcut uh, ceva bun. O misiune, vă spun, o misiune care uh, poate într-o carieră de militar nu întâlnești -mi niciodată. Noi am avut norocul să participăm la o astfel de activitate și nu este pentru prima dată, și în 2008 la summitul din 2008 am fost la București gruparea de jandarmi mobilă Craiova și am asigurat măsuri de ordine publică. O altă misiune foarte importantă a fost cea de la Șumuleuciu, unde gruparea de jandarmi mobilă Craiova a asigurat măsuri de ordine publică la vizita Pape. sanctității sale Papa Francisc, iarăși o misiune foarte importantă dacă la Sibiu vorbeam de, de o zonă urbană cu un anumit eu știu cu o conformație anume aici vorbim de o altă zonă în spațiu deschis. Cu un aia anumit gen de, aia e foarte mare și nu poți să cu, o verifici. Da e un deal, ce cum da, e un deal da. foarte mare publicul participant era altul față de, față, de, față de Sibiu, oricum mult mai numeros, deci vorbim de zeci de mii de oameni adunați la un loc. liber. Și de această dată grupării de jandarmobile Craiova i-a revenit o zonă destul de importantă, adică gradenele exact uh, unde s-au adunat uh, unde s-a adunat publicul și pe unde s-a plimbat uh, cu papa mobilul sanctitatea sa, o zonă destul de importantă uh, vremea la această misiune a fost total neprielnică și acum ca să fac o paranteză ca să vedeți, am mai spus lucrul ăsta într-o emisiune Uh, și uh, fiecare poate să interpreteze în modalitatea în care consideră, dar uh, vă relatez o realitate care a mai fost, cred, uh, tratată de mass media din țară. În acea zi, de la ora 6, a început să plouă până cu o oră înainte de venirea papei. Cu o oră înainte de venirea papei, cerul s-a luminat, a ieșit soarele, lucru care s-a întâmplat la șumuleu, la miercurea ciuc, S-a întâmplat și la Iași aceeași chestiune. Toată ziua a, plou a plouat, cu o oră înainte să ajungă sanctitatea sa, cerul s-a luminat, a ieșit soarele. Acum, nu știu dacă poate fi interpretat într-un fel, dar este o, este o realitate. Este, a fost o misiune aparte aceasta, cu la fel cu, cu, riscuri destul de, destul de mari, dar am avut plăcerea să cunoaștem niște oameni în zona aceea foarte educați, deci vă spun total acum fără, a, fără nu știu, a caracteriza într-un fel negativ populația din zona noastră de sud, pe care o cunoaștem foarte bine, dar vă spun o educație deosebită. Așa este, că întrești de Sibiu în partea aia, pentru că merg cam să că erau mulți din afara țării. La două săptămâni spre, spre, Alba, Iulia, și vreau să spun că am văzut între, de când treci de vâlcea în partea deja parcă e altă lume. Domnule, vorbim de zeci de mii de oameni, zeci de mii de oameni, în momentul în care au defluit toți, n-a rămas nimic jos. Nimic. Nimic. Da. Și le aveau un buzunar. Eu un lucru vă spun, Poate ar trebui să fie comun. Nu. Chestiunile astea pe noi ne-au ne ne impresionat. Știam de la colegii de la, de la Târgu Mureș, care asigurau de obicei. Și Târgu e frumos, e care e asigurau frumos de obicei măsuri de ordine publică, pentru că în zona aceasta se adună anual acest, acest public și știam că se comportă de maniera asta. La început am crezut, am fost puțin sceptici că este chiar real de ceea ce ne povesteau colegii și într-adevăr ne-am dorit Cu ca, altă lume. Ne-am dori ca toți să, să se comporte fel. de maniera asta. Ne-am dorit ca toți să să dăm dovadă că suntem niște oameni, niște oameni civilizați. Pe lângă acestea două care au fost de o importanță deosebită, am uh, fost și la alte misiuni mari, uh, adunări publice, în afara zonei, uh, vorbesc de București, vorbesc de, de Dâmbobița, uh, unde uh, a fost nevoie să asigurăm măsuri de ordine publică la uh, manifestări publice, unde au fost la fel zeci de mii de, de oameni. Toate aceste activități s-au derulat uh, fără probleme deosebite. Lucru care uh, nu poate decât să ne, uh, să ne bucure. Uh, pe partea cealaltă, sunt o serie de misiuni pe care le desfășurăm în mod, uh, în mod curent, și aici avem uh, misiunile de cooperare cu poliția care sunt uh, zilnice am încercat în funcție de efectivele avute la dispoziție care nu sunt angrenate în misiunile specifice jandarmeriei să sprijinim și colegii de la poliție pe zona de menținere a ordinii publice și vreau să vă spun că în toate cele șapte județe am uh, uh, dirijat efective și pe această zonă de menținere atât pe zonă rurală cât și pe zonă, pe zonă urbană cele mai multe într-adevăr în, uh, în, uh, în județul Dolj vreau să vă spun că avem și uh, constatări uh, în urma activităților pe care noi le-am desfășurat, constatări atât de natură penală cât și de natură contravențională. În mod independent am cifrele acestea, am constatat 189 de infracțiuni în anul 2019, în mod independent sunt alte câteva sute constatate împreună cu colegii de la poliție, iar numărul sancțiunilor contravenționale este mult, este mult mai mare. Noi ne-am dorit ca aceste constatări să fie din ce în ce mai mici, nu din ce în ce mai mari. Ne dorim ca cetățenii să cunoască consecințele săvârșirea anumitor fapte și să se delimiteze de săvârșirea, de săvârșirea lor. Nu cred că poate fi eradicat în totalitate un astfel de fenomen, dar diminuat se, diminuat poate. se poate și aici un rol important îl are și activitatea de prevenire, unde și noi ne, ne implicăm foarte tare, a, a, ca și alte structuri, cum e și poliția și... Alte structuri, avem tot felul de programe de prevenire în acest, în acest sens, pe care cu siguranță le vom derula și, și de aici înainte. Aș vrea să-mi spuneți dacă sunteți mulțumit de partea logistică. Pentru că să vă duceți în misiune, nu vă duceți doar cu uniforma pe dumneavoastră, mă mai duceți și cu alte obiecte pe care le aveți în dotare. Vreau să, vreau, aici vreau să încep cu, cu o paranteză și mi-asum ceea ce spun. Pe scurt și mi-asum ceea ce spun. În ultima perioadă s-a făcut referire de la cel mai înalt nivel că jandarmeria în ultima perioadă, mamă ce dotare a primit în detrimentul altor instituții. Deci vă spun, statisticile sunt făcute, foarte rapid am să spun, în ultimii 10 ani de zile. În ultimii 10 ani de zile ce a primit jandarmeria ca dotare și ce au primit alte instituții. În momentul de față, jandarmeria are cea mai slabă dotare din Ministerul Afacerilor Interne. Suntem pe ultimul loc. Gruparea de jandarmobilă Craiova are o dotare pe zonă de logistică de 54% deci puțin peste jumătate, vă Hai dați vă seama, zică, puțin peste jumătate, dar în condițiile date am reușit să ne ducem la îndeplinire toate misiunile cu mobilitatea aceasta de 54%, tot pe aici pe undeva la 56% avem și pe zonă de comunicații și tehnologia informației, de se poate și mai mult, suntem la jumătate. Dar cu eforturi, cu eforturi deosebite am reușit să ne ducem la îndeplinire toate misiunile din cele șapte județe pe care noi le-am le-am uh, avut de desfășurat în anul 2019. Deci se poate mai bine. Sper sper ca uh, dotarea jandarmeriei să uh, fie îmbunătățită atât uh, prin bani de la bugetul de stat, cât și prin anumite proiecte pe fonduri europene, care ușor, ușor încercăm să le accesăm și noi, depinde de eligibilitatea uh, structurilor noastre, care este mai, 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 mai mică, să zic așa. Pentru că tot aveți speranțe. Ultima întrebare. Ce vă doriți de la anul 2020? De la anul 2020... Uh așa să spun să fie un an normal, dar sunt o serie de activități care ne scot puțin din ritm și de data aceasta. Gândiți-vă că avem tururi de alegeri, gândiți-vă că avem pe zonă fotbalistică niște evenimente unde gruparea de jandarmi mobilă Creava va participa iarăși și în afara celor șapte județe aflate, din zona noastră, aflate în zona noastră de, de competență, ne dorim să fim sănătoși în primul rând și pot să fac o, o asigurare. Vreau să asigur cetățenii din zona noastră de competență că vom încerca ca serviciile pe care noi le oferim să fie de cea mai bună calitate. Vom încerca. Avem și componenta de pregătire. Fără partea de pregătire nu poți, dacă n-ai un personal bine pregătit, nu poți să oferi niște servicii de, de bună calitate. Și vom încerca să fim cât mai prezenți în, în zonele în care populația are nevoie de noi. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Vă doresc sănătate multă, că tot vorbeați dumneavoastră de asta, putere de muncă și să aveți un an frumos cu misiuni liniștite și, bineînțeles, îndeplinite cu succes. Să dea Dumnezeu. Da, ne ajută. Aici punem punct emisiunii de în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc o seară excelentă. Ne revedem săptămâna viitoare, când vom mai îndeplini în comisiune. Toate cele bune, la revedere!